Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara a ocupat locul 2 în tradiționala Cupă Poli. Gazdele au trecut în prima zi de Kolubara Lazarevac, echipă nou promovată în prima divizie din Serbia. A fost 25-20 cu principalii marcatori Poliș, Marianovic 6 goluri și Sadoviac 4. În cealaltă semifinală, Metaloplastica Șabaț a eliminat pe CSM Oradea, scor 37-27. În finala mică, Oradea a învins pe Lazarevac cu 29-23. Finala a fost câștigată de vicecampioana Serbiei. Vizitatorii au început mai bine meciul și au condus cu 3-0 și 5-1. Alvioleții au redus diferența la un gol, 8-9 și au egalat la 15 după pauză. Echipa antrenată de Pero Milošević și Andrei Păiuș a și trecut în avantaj 20-18, minutul 38, dar finala a aparținut oaspeților, care au învins cu 33-31. Răzvan Trif a fost golgheterul timișorenilor cu 7 goluri. Acestea au fost ultimele două dintre cele 8 meciuri de verificare ale Politehnicii. Campionatul Ligii Zimbrilor începe vineri, când timișorenii vor fi gazde de la ora 17:30 pentru CSM Focșani. Partida se va disputa în sala Constantin Jude. Interesant este că și ediția precedentă din Liga Națională a început pentru Alvioleți cu un meci acasă împotriva Vrâncenilor. Prima ediție a Cupei Timișoara, rezervată juniorilor 4, a fost câștigată de SCM Poli, care a învins în finală pe CSC Moșnița 9, scor 32-9. Finala Cupei Timișoara a fost precedată de festivitatea de retragere din activitate a jucătorului Andrei Păiuș, acum antrenor secund al echipei de seniori. Păiuș s-a născut în 18 martie 1985, a făcut junioratul la LPS Banatul Timișoara și apoi a jucat 20 de sezoane la seniori, cele mai multe în tricoul Politehnicii, și a fost selecționat la Naționala de Seniori.